joacă și simte magia super fotbalului. Superbet, împreună suntem super. Bună seara, doamnelor și domnilor. Ediție aniversară la prietenilor Ovidiu. Iată cum a trecut timpul foarte repede. Sunt 2 ani de când am dat drumul acestei emisiuni. Și în seara asta este emisiunea cu numărul 100, pe care o onorăm cu un invitat de seamă. Este vorba despre Victor Pițurcă. Îi spun bun venit. O să-l prezint pe parcurs, deși sunt convins că toată lumea îl cunoaște. De 5 ori campion al României cu Steaua ca jucător, odată ca antrenor, mai multe cupe în palmares, golgheter tradițional, să zic așa, al fotbalului românesc, câștigător al Cupei Campionilor, al Supercupei Europei și așa mai departe, gheată de bronz într-un an, nu? Când a câștigat Tanju Çolak Turcu, o personalitate și de 3 ori selecționer al Naționalei României. Îi zic bun venit, mă bucur că e alături de noi, o să-l descos, sper că de data asta nu o să se supere, s-a mai supărat pe mine în decursul timpului, dar așa și trebuie să fie relația dintre un selecționer în principal și un ziarist, adesea contondentă. Piții, bine ai venit! Bine te-am găsit! Arăți la 65 de ani, de parcă ai avea 45 și mă întreb, acum, sincer, îți vopsești părul că prea e negru. Mi-ai pus întrebarea asta. Ar fi culmea. Eu sunt împotriva vopsirii părului. Așa cum ești, așa și trebuie să fii. Natural? Nu. Nici gând. Știi că a fost o polemică întreagă între Porumboiu și Crăciunescu. Porumboiu acuzându-l pe Crăciunescu că își vopsește părul, ceea ce nu era adevărat, și s-au certat ani în șir pe tema asta. Da, probabil am înțeles că există un șampon care nu neapărat îți vopsește părul, te speli cu el și îți înnegrește părul. Îți mai schimbă puțin culoarea, nu chiar ți-l negrește. Da, am văzut că mai mult ți-l... Aceeași alură, aceeași greutate ca pe vremea când jucai fotbal, nu? Cam așa, un kilogram în plus. Da, fiindcă ăsta e modul meu de viață. Și tot timpul îmi spun că trebuie să am bătrânețe frumoasă. Activă, în primul activă, rând. Activă, exact, exact. În primul rând, activă. Sigur. Bun, acum ce faci? Alergi pe bandă, în pădure? Alerg și în pădure și pe bandă. În general, în fiecare zi merg în pădure. 9-10 km. Nici nu aș mai putea fără să fac lucrul ăsta. Zic, cel mai important lucru în viața unui om e sănătatea, cum se simte, și dacă tu nu faci pentru tine lucrul ăsta, nu poate face nimeni. Alminter, da, ai perfect dreptate. Profesional văd că ai deja câteva luni de la despărțirea cu Craiova, de Craiova, în care stai, te uiți la televizor la fotbal, probabil. Da, mă uit la televizor, fiecare meci îl urmăresc, așa este. Am încercat să rezist, să nu semnez cu anumite cluburi care pentru mine nici nu înseamnă nimic și nu pot face performanță, fiindcă... Adică ai pretenții, e normal să ai pretenții, nu? Da, dacă aș vrea să merg la un club, bun, nu mai vorbim de fotbal românesc, fiindcă în fotbal românesc nu mai revin. Aș vrea să merg la... Asta e interesant. Deci în România nu te mai vedem antrenând? Nu, exclus în România, fiindcă nu am de ce să antrenez. Pentru ce aș antrena în România? Când am mers la Craiova, am venit cu mare tantam, am spus că vreau să câștigăm campionatul, vreau să jucăm în cupele europene. Mi-am dat seama că în cupele europene nicio șansă, bun, poate câștigai campionatul. Și dacă câștigai campionatul, ce? Deci trebuie să ai motivații. Eu cel puțin trebuie să am motivații. Am fost în România 12 ani antrenorul echipelor naționale, 10 ani la echipa de seniori. Am reușit 3 calificări. Una cu tineretul și două. Una cu tineretul și două cu naționala. Două cu naționala plus a treia când am plecat după 3 jocuri și a rămas europeanul din 2000 și din 2008. Da. Și discutăm și despre europeanul din Franța, ultimul, când da, a venit Iorgănescu, că acea echipă era formată de mine,
trei jocuri foarte importante cu adversari pe care le-am câștigat. Cu Ungaria doar am făcut meci nul. Vorbesc de jocul câștigat în Grecia și în Finlanda. Deci am participat și la a treia. Da, contribuție, da, la a treia. Da. Și doar atât. În rest, după cum știți, n-am participat la două turnee finale unde m-am calificat cu echipa, mă refer la turneul final. Tu calificai și alții mergeau la turneul. Păi e bine, măcar am bun, dar dacă ar apărea cu o ofertă de a națională din nou? Nu, nu are rost întrebarea asta, fiindcă echipa națională are antrenor. Păi în curând nu o să mai aibă. Vedem, nu știu. După ce se retrage Rădoi, care a promis, nu știu, dacă rămâne fără antrenor, ești candidat. Vom vedea. Nu știu dacă o să fiu candidat, dar în momentul ăsta spun că nu. Că nu o să revin. Trebuie mers tot pe antrenori tineri, cum s-a întâmplat până acum. Poate o să găsim unul care să obțină performanțe și vom vedea ce se întâmplă. Hai să, că tot am ajuns, sărim de la una la alta. Tu, ca fost antrenor al Naționalei și antrenor cu rezultate, eu mi-aduc aminte povestea din 2008, când Naționala cu Pițurcă pe bancă a făcut egal cu Italia și egal cu Franța, că erau campioană mondială și campioană europeană, și toată lumea a strâmbat din nas. Azi, dacă am face un meci egal cu ăștia, n-am știu cum să ne mai lăudăm, da? Mă rog, așa se scrie istoria. Ești mulțumit de Rădoi, privind așa? Crezi că a fost o alegere bună numirea unui antrenor fără experiență, totuși, ca selecționer? Asta e problema federației. Ei ar trebui să știe cel mai bine cine e indicat să fie selecționerul echipei României. L-au ales pe Rădoi în urma rezultatelor excelente pe care le-a avut cu tineretul la turneul final. Fiindcă el a luat echipa de la Isăilă, care Isăilă a format acea echipă, dar Rădoi a continuat foarte bine munca lui Isăilă, a avut și rezultate bune jucând cu Portugalia, cu Anglia la turneul exact. Final. Nu, vorbesc de Portugalia în grupă. Așa. Fiindcă aveau nevoie neapărat de victorie acolo și jocurile excelente la turneul final, unde au obținut un rezultat foarte bun. Deci, logic, era indicat să vină el. Să fie continuitate. Să fie continuitate, da. Bun. Echipa națională senior înseamnă cu totul altceva față de echipa de tineret. A început rău, dar iată că ușor, ușor, parcă echipa României dă semne că ar putea obține rezultate bune. Da, pe final a jucat mai bine. Nu atât de bine, dar a obținut puncte. Fiindcă, da. De fapt, acest lucru e foarte important. Eu cred că Mirel Rădoi n-a ținut cont de faptul ăsta, că la echipa națională trebuie să obții rezultate. Și a încercat la început să imprime un alt stil de joc al României, care nu i-a ieșit, din păcate, și e foarte greu să se întâmple lucrul ăsta, fiindcă noi avem un anumit tip de jucători, lipsiți de forță, de viteză, cu o tehnică bună. Da, însă... noi nu reușim să câștigăm niciun duel 1-1, asta e clar. Exact, cu albanezii, nici cu armenii, unul la unul suntem pierduți. Vedem în momentul de față că albanezii, de exemplu, au mulți jucători care joacă în campionatele și joacă titulari. De ce? Fiindcă e foarte important ca un jucător care joacă într-un campionat de tenis să aibă forță viteză. Sigur. Nu ai lucrul ăsta, e foarte greu să pună osul, așa cum se zice. E, atunci devenind la echipa națională, sigur că trebuie să realizezi o strategie și un stil de joc pe calitățile jucătorilor pe care ai la dispoziție. Dacă încerci altceva, e mai greu să obții rezultate. E riscul prea mare, iar noi nici nu avem tradiție în echipa aia care să repede asupra adversarului. Exact, exact. De când, de pe vremea lui Angelo Niculescu,
De cum să spun, plimbăm mingea mai mult, e temporizarea aia celebră. Piți, bun, dar te întreb așa, și nu ți-e greu să stai? Ești, păi, cum să spun, în formă și n-ai echipă de când, de luni, de zile. Bineînțeles că, da, putem să spunem și ani. Deci, ce am stat la Craiova? Am stat câteva luni. Da, este foarte greu, dar... Zici că am o vârstă și o situație că nu mai pot să-mi permit să antrenez orice echipă. Uite, de exemplu, aseară... N-ai avea motivație, nu? Da, spun un secret, aseară am primit un telefon să merg antrenor la o echipă din Arabia Saudită. O echipă de mijloc clasamentului, o echipă bună. Am aflat mai multe aseară despre ea și am spus... vreți să câștigați campionatul? Avem șanse să câștigăm campionatul? Păi nu, că dacă am terminat pe locul 4-5 ar fi performanță. E, atunci căutați alt antrenor, fiindcă știți că nu e antrenor de echipă care își propune să termine pe locul 4-5 și așa mai departe. Păi bun, dar zici că n-ai motivație, dar un salariu de 15-20.000 de euro n-ar fi o motivație? Nu. N-ar fi pentru mine motivație, nu mai mă interesează salarii de 15-20.000, fiindcă ultima dată când am fost în Arabia Saudită m-am obișnuit cu salarii de 200-300.000 pe lună. A, bine, da, așa era la Arabia aici. Așa era la Arabia. Mers la Craiova, pe 15.000 salarii. Bun, Pinții, ești un om bogat? Acum sincer vorbind. Nu cred că sunt foarte bogat. Dar... Nu foarte, nu. Bogat, nu, am zis. Bogat? Bun. Nu știu ce înseamnă bogat. Adică te-ai descurcat dacă n-ai mai luat nicio echipă până la sfârșitul vieții, să zic așa? Dacă nu m-aș descurca, îți imaginezi că aș fi obligat să antrenez. Deci acum am anumite afaceri, sunt mult mai mulți bani în joc decât la fotbal, așa că văd doar și poate mă... Scuze-mă, și eu, dar... și familia mea, fiindcă dacă aș fi numai eu și nevastă mea, am mai trăit 5 vieți. Dar eu am o familie numeroasă și pe care trebuie să... Da, da, așa este. Da. Ce vroiam să te întreb? Zici, dar toată lumea zice, Pițur, că are afaceri. Eu te întreb, dacă vrei să răspunzi, în ce ai afaceri? Explică-ți mie. Nu vreau să vorbesc de... Că, de pildă, Dragomir construiește blocuri cele mai frumoase, cele mai mari, cele mai... Adică la el... Dragomir e omul care știe să-și facă reclamă și la el nu e vorba numai de reclamă, ci și face. Adică am mers și eu și am văzut acolo unde construiește și, într-adevăr, face lucruri foarte bune. Da, bine, cu ale lui. Da. El nu are niciun ban, e salariatul lui Bogdan, adică povești asta. Și eu construiesc. Și eu construiesc de vreo 2 ani de zile. A, deși tu ești în imobiliare, ca să zic. Domeniul ăsta sunt mai nou, vis-a-vis de Dragomir, să zicem, fiindcă el construiește de mult timp. Da, și eu deci fac și în construcție. Da. Zi-mi altceva, circula la un moment dat o vorbă, n-am discutat cu tine pe tema asta. Tu aveai un staff, stafful tău cu care lucrai, cu secunzi, cu nu știu, că și când erați fără angajament, tu plăteai de la tine membrii staffului, e adevărat? Nu cred că s-a întâmplat lucrul ăsta. Adică, domnule, oamenii lui Pițurcă, și dacă Pițurcă nu are echipă, stau liniștiți pentru că îi plătește Pițurcă din buzunarul lui, ca să zic așa. Nu e adevărat. Deci nu e adevărat. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Într-adevăr, am fost la echipe în care eu n-am primit salariu, dar ei își primeau salariu. Fiindcă era normal să se întâmple lucrul ăsta. Familii de întreținut, ei nu aveau salariul meu. Și atunci asta era obligatoriu pentru clubul respectiv, ca stafful meu să primească bani. Bun, și a fost o surpriză faptul că a trebuit să pleci de la Craiova repede sau te așteptai să intervină divorțul? Nu, divorțul nu intervenea dacă nu doream eu. Eu aveam contract 3 ani de zile. Bun, dar ce s-a întâmplat concret? S-a băgat peste tine... Nu, nici a adus jucători pe care nu ai vrut? Nu putea să se bage niciodată Rotaru peste mine. Nu. Rotaru este tipul care, dacă face ceva, face prin spate. Nici de cum la vedere. Nu. Eu am decis să plec și m-am decis în ultimul moment, fiindcă nu aveam șanse să obțin ceea ce mi-am dorit eu să obțin când am venit la Craiova. Punct. Asta a fost singurul motiv pentru adică care tu ai venit la Craiova să câștigi campionatul. Nu numai să câștigi campionatul.
fiindcă am acceptat un salariu mic, în schimb aveam niște clauze, dacă câștigam campionatul, la performanță, luai bani mulți. Europene, luam bani foarte mulți, ori n-aveam nicio șansă să... Dar nu a existat un alt motiv, decât nu. Ți-ai dat seama că nu... Nu a existat. Bun, și ai plecat certat cu Rotaru, adică pe el nu l-a surprins plecarea ta? El își dorea să plec. El își dorea, de ce? Foarte clar, își dorea să plec. Nu știu, nu i-a plăcut lui de mine. Probabil el avea obiceiul să vorbească cu jucătorii. Programul era unul spartan. Adică vă gândiți că... Eu veneam după un antrenor italian care la italieni programul este vin o oră și ceva la stadion, facem antrenament și plecăm acasă. Ori la mine e alt tip de program și probabil unii jucători erau nemulțumiți. Cum e programul la tine? Ca să ne lămurim. Vila 9, servești masa și pleci seara la 7 la 8, ca la servici. Da. Faci antrenament, mănânci, te odihnești, îi urmează al doilea antrenament, că sunt două antrenamente. Da? Când e un antrenament, vii la 9, pleci la 14-13 după ce termini masa, recuperarea. Bine, asta nu te face foarte iubit de către jucători. Adică normal, jucătorii... cum te face, normal cum te face, însă jucătorul de fotbal inteligent își dă seama că dacă eu fac acest program, îl fac pentru ei, pentru mine. Pentru da, ei, sigur, pentru, că vin... pentru echipă. Ce mie îmi convine să aveam trei antrenamente pe zi într-o anumită perioadă. Mie îmi convine să mă scol la 6, să vin să fac antrenament la 7. Nu rău că nu-mi convine nici mie. Și eu vreau să dorm. M-am învățat în Arabia Saudită să dorm mai mult de dimineață, nu? Mă trezeam și veneam și făceam primul antrenament. Dar acei jucători care fac programul ăsta, după un an, doi de zile, poate să joace la orice campionat din străinătate. Sigur, și pe urmă, dacă au performanță, da. Se întorc banii, adică merită efortul. Merită efortul, iar trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Cât joci fotbal? 10 ani, 12 ani, 15 ani, nu? Pe urmă, ai terminat cu fotbalul. În acești 15 ani trebuie să câștigi cât poți de mult. Nu? Auzi, Piții, tu ai lucrat și cu Mititelu, nu? Da. Dacă ai face o comparație între Mititelu și Rotaru? Cam la fel sunt amândoi, păstrând proporțiile, fiindcă Rotaru e alt tip de om, Rotaru și are, consideră că e o afacere, fotbalul, și tot timpul el are banii plătiți la zi, condiții foarte bune. Mititelu, dacă are bani, același lucru, numai că el exagerează și dă bani când nu ar trebui să dea, dar are și momente când nu își plătește jucătorii echipa, dacă nu are bani. Asta s-a întâmplat când am fost eu. Da, a fost un moment în care n-avea bani. Între timp înțeleg că a vândut niște terenuri și, da, din păcate, nu mai e liber. Ceea ce a făcut el când am fost atunci, el practic și-a dat singur în cap, adică... Nu trebuia să se ajungă. El, dacă făcea ceea ce îi spuneam eu, totul era în regulă. Nici nu mai era retrogradat, nici nu mai intra în... A fost numai și numai vina lui. Dar ați avut și un proces la un moment dat. A fost o... Un proces care continuă acum. Adică eu merg pe două fronturi. Acum suntem la TAS, vom fi la TAS. Cine s-a dus la TAS? Tu sau el? M-am dus... Eu am fost primată la federație, ne-am judecat. Federația a dat-o cam așa, de fapt i-a dat lui dreptate, fiindcă ei de fapt trebuia să respecte ceea ce s-a întâmplat. Prima dată nu au respectat lucrul ăsta, a trebuit să ajungem la TAS, dar indiferent cui dă dreptate federația, tot la TAS trebuie să ajungi. Așa că ne judecăm în continuare. Bine, pentru... tu ești cel care te-a adresat TAS. Da, bineînțeles, acum. Da. Costă mult un proces de ăsta la TAS? Te costă destul de mult. Am plătit acum, ca să ne scriem, 1000 de franci. Acum costă 50.000 de franci. 50.000? 50.000 de franci, da. Trebuie să plătesc, ar trebui să plătească și federația și el, dar nu știu dacă vor plăti ei, preinteresează.
Și procesul va, ne judecăm pentru cele 7 milioane care clubul mi-este dator. A, deci tu ai pretenții la 7 milioane de la... 7 milioane care... De la Mititel. Sigur că el zice în momentul ăsta că nu mai e clubul ăla, când zice că e clubul respectiv, când zice că nu e clubul când respectiv, are tradiție, dar niște jucători din Australia s-au adresat la FIFA și au câștigat procesul, FIFA spunând că această echipă e continuatoarea echipei de pe atunci, deci aceeași echipă, și au primit bani. La mine e mai greu că e suma foarte mare. Mai lasă și tu, 3 din ei. Păi ce să las 3? Că mă înțelesesem cu el, au venit, m-am înțeles cu el aici la 2 milioane și s-a răsucit pe urmă, sau îmi punea niște condiții care... Bun, apropo de că discutăm de patroni, cum l-ai așezat pe Gigi Becali în raport cu cei doi, cu Mititelu și cu... Păi Mititelu și ea cred că s-au luat după Gigi Becali. Adică nu cred că Mititelu... Am înțeles că mai trimitea și el echipa la anumiți antrenori. Nu știu dacă e așa, Mititelu. La mine cât am fost, nu s-a pus... La s-a pus tine n-a îndrăznit să-ți dea echipa să facă schimbări. Nu. Vorbim de Mititelu, nu? De Mititelu, da. Nu. Nu s-a pus problema. Dar dacă... Gigi a fost un exemplu pentru ei. Adică, și nu numai pentru ei, și pentru alții conducători. Nu, e altceva. Gigi se implică la echipă, e antrenor, face echipa. El e A1, adică da. Să mai schimbă secunzii. Da. Da. Antrenorul principal exact, e același. Exact. CSV. Îți imaginezi ce greu este lui acum, că nu mai antrenează? Și... Ați văzut declarațiile. Păi el, în momentul ăsta am citit că nu-l interesează rezultatul, ci îl interesează... Da, până acum îl interesa numai rezultatul, dar acum îl interesează... E normal să gândească așa, fiindcă el a fost obișnuit cât 2-3 ani de zile, după meciuri câștigate, să primească telefoane de felicitare, da, bravo, da. Patroane, cum ai zic. Schimbat pe ăla la timp. Da, ai schimbat pe ăla la timp. Acum se mai întâmplă lucrul ăsta. Și nu mai are niciun merit. Exact. Dar tu mai vorbești cu el? Am vorbit în ultimul timp când am avut COVID, acum câtva timp, acum 6 luni de zile, mi-a trimis medicamente și pe urmă am mai continuat să vorbim de 2-3 ori, dar... Dar nu se sfătuia cu tine, adică nu trebuie să... Băpiții, l-aduc pe ăla, nu l-aduc pe ăla. Niciodată, nu. Eu n-am vorbit o bună perioadă de timp, cred că n-am vorbit... Un an, doi cu el. Când a aflat că am COVID, de la cine a aflat? Cred că de la Cristi Borcea a aflat. Mi-a trimis acasă niște medicamente, o asistentă. Da, si. Bun, legat de... Ai fost într-un fel legat de el și în cazul la valiză. Acolo s-a încheiat toată povestea sau? S-a încheiat povestea, nu? Am avut și o condamnare cu suspendare, da? Un an cu doi de încercare, deci cam 3 ani de zile mi-am luat pentru el atunci. De ce? Că ai vrut să fii om de onoare, nu? Am vrut să-l ajut, da, și aveam o convenție, ceea ce am semnat eu acolo nu va apărea la DNA la asta, dar pe urmă parcurs a apărut și n-a fost de vină el, a fost de vină avocatul și așa mai. În sfârșit mai contează. De fapt, tu ai susținut că el nu s-a dus să dea banii? Nu, eu am susținut un precontract care l-ar fi făcut el cu cineva care vrea să-i vândă un teren și pentru de fapt acei bani erau pentru teren, da. Bun, dar atunci ați ieșit în relații normale, prietenești din povestea aia, nu? Adică... Nu, n-am ieșit, eu am fost foarte supărat. Păi cum să ies în relații normale când primesc pentru Gigi Becali un an cu doi de încercare, nu? Cum? De supraveghere aia doi de... supraveghere, da. Adică dacă se întâmpla ceva... Da. Făceam și... Și ne-ai reproșat, bă, Gigi, m-ai băgat în bărea. Și ce? Ce? Dacă i-am... El a zis că eu am fost de vină, că nu trebuia să declară. Eu m-au chemat la DNA și m-au întrebat, domne, când ai semnat acest precontract? Înainte sau după?
Eu am spus înainte. Am zis să lași-o pe Gigi pe cal. Și de ce ai spus, domne, înainte? Trebuia să spui după. În sfârșit. Bun. A trecut. A trecut. Bine, trec și lucrurile frumoase, trec și lucrurile urâte până la urmă. Zi-mi, de unde porecla asta satana? Cine ți-a pus? Au pus-o, cred că unii de la... Era un ziar pe vremuri, nu știu dacă mai am, acum, al scriitorilor. Cum se numea? Tu știi? Ce? Al... Luceafărul, ce? Nu, alt ziar. Contemporanul, ce era, nu știu. Nu mai mi-aduc aminte. Așa, și de unde până unde? Eu m-am gândit că îți place să umbli îmbrăcat în negru. Nu, niciodată. A apărut că noi jucam poker pe la Lido. Dacă îți mai aduce aminte, da, când era Lido, când era al lui Viorel Păunescu. Da, și jucam poker împreună. Cum? Joci, așa, o dată, două, trei ori pe săptămână. Și a apărut în acel ziar că eu câștig tot timpul la poker, ceea ce nu era adevărat. Adică mai și pierdeai. Și că, bineînțeles, și că prietenii mei, adică cu cei care jucam, cu Dragomir, cu Păunescu, cu Giovanni Becali, cu Gigi, mă numeau Satana, ceea ce nu era adevărat. Deci a fost ceva... Da. Scos așa, da. Din... Ai avut niciodată și... Nu am avut o poreclă de genul ăsta. Hai să-l limpezim și pe asta, că e un întreg folclor plecat de aici. Când jucai unde? La Scornicești și te-au prins jucând poker sau barbut și nu, te-au arestat? Sau nu, cum a fost? Nu. Asta mi s-a întâmplat la Târgu Jiu. Erai la Târgu Jiu? Da, la Târgu Jiu eram. Ce se întâmplă? Avusesem o problemă la Târgu Jiu când am venit la Scornicești. Bine că Scornicești m-a luat cu japca de acolo. Semnasem cu Târgu Jiu. Rămăsesem la Târgu Jiu în acea vară. Făcusem pregătirea cu FC Argeș când câștigaseră ei campionatul. Am primit o sumă de bani și au venit cei la Scornicești după două luni de zile. Și m-au luat la Scornicești. Târgu Jiu, depindea de mine dacă... Cu Arcanu, că da, nu era. Depindea de mine dacă trebuie să plec sau trebuie să nu plec. Primisem la Târgu Jiu vreo 80.000 de lei, care erau bani foarte mulți. Și sigur, cei la Târgu Jiu mi-au zis, domne, dă-ne banii. Că ți-am dat acum două luni. Păi cum să vă dau, mă, fraților, banii? Cereți-i la Scornicești. Păi cum să-i cerem? Cine ne dă nouă? Păi și atunci eu cum să-i dau? Cine îndrăznea să ceară banii? Că mă ia cei de la Scornicești cu japca. Ok, am plecat la Scornicești, iar în iarnă, după câteva luni, am mers la Târgu Jiu. La Târgu Jiu am jucat, seara am jucat jocuri de noroc și ne-a venit poliția și ne-a prins. Da, va turna cineva, probabil, nu? Da, bineînțeles. Și aflând că sunt eu acolo, bun, dacă vroiam, nu mergeam la dar mi-au luat niște bani, în sfârșit am mers la miliție, cum se numea atunci, și oamenii mi-au spus, dai banii sau te condamnăm. Eu nu vă dau nimic, bă, fraților, condamnați-vă. Eu nu credeam lucrul ăsta. Eram și eu la Scornicești, era cumnatul lui Ceaușescu, nu mă gândeam. Erau puternici. Oamenii, într-o zi, gata, ne-a și băgat la articolul ăla care era atunci, 154, fără servici, jocuri de noroc, în sfârșit, și ne-a condamnat. Asta a fost totul. Dar ceea ce s-a întâmplat după, cu ziarul vostru, tu erai șeful atunci. La nu? Care ziar, că spuneam? Păi, nu știu care erai, tot gazetă sau nu știu ce. Voi ați spus, eu fiind... Nu, eram probabil... Venind de la tineret... Sportul sau ProSportul? Nu știu. Cred că ProSportul, nu știu. Așa. ProSportul. A spus aceste fapte în altă lumină. În sensul că, domne, Pițurcă a fost arestat pentru barbut, jocuri de noroc și așa mai departe. De ce a spus problema așa și n-a spus-o invers, că eram în vremea comunismului? Și comuniștii și miliția făceau ce vroiau, intrau peste tine în casă
și te arestau și făcea orice. De ce n-a spus problema așa? Până la urmă, ce făcusem? Eram acasă undeva cu niște domni importanți din Târgu Jiu. Am fost pur și simplu arestați, că a zis unul dintre cei care fusese acolo că da, domne, au jucat. N-a prins pe nimeni jucând. Adică n-a fost flagrant. Sigur, da, a fost flagrant. Pur și simplu s-a întâmplat așa. Și mi-am dus crucea până la capăt cu asta. Bun, dar ai făcut vreo zi de detenție? Da, bineînțeles, am făcut 2 luni și ceva de... 2 luni și ceva? Nu știam asta. Da. Din 6 luni am făcut 2 luni și ceva. Și cine? Scornicești a intervenit? Da. Sconiceștiu, normal, Sconiceștiu. Am revenit, m-am judecat din nou. Nu? Pentru asemenea fapte, golanii, cei care n-aveau servicii mai erau condamnați, sau cei care vroiau să intre la pușcărie, să treacă de iarna grea care urma. Nu? Nici de cum eu și încă vreo 3 persoane care erau milionari pe atunci în Târgu Jiu și așa mai departe. În sfârșit, cam asta a fost... Dacă și Dragomir a avut o poveste de genul ăsta, el la Vâlcea, tot așa, un fel de provocare. Și Dragomir, da, și Dragomir. Auzi, dar vreau să spun o chestie, nu știu dacă ai văzut emisiunea cu Dragomir, n-ai văzut-o. N-am văzut-o. Da, eu l-am întrebat la un moment dat, convins că va răspunde Pițurcă. Domnul Dragomir, domnule, dintre jucătorii, adversarii dumneavoastră de la poker, care e cel mai tare? Știi ce? A zis penalti, da. El îl considera mai bun pe penalti. Foarte bun jucător de poker penalti. Auzi, Piții, dar era chiar așa, erau sume imense? Că și Gigi juca la un moment dat. Toată lumea jucați. Absolut toată lumea. Păi, ce, când eram fotbalist, numai eu jucam? Știi unde am învățat să joc poker? Eram la Tineret, la Craiova, stăteam în cantonament la agronomie. Agronomia era chiar lângă mine. Da, da, știu unde. Și stăteam în cantonament acolo, jucam cu Crăciunescu, până am învățat eu, știi câți bani mi-a luat Crăciunescu. Știi câți bani mi-a luat Crăciunescu până am învățat eu poker? Mult. Jucam pe 10 bani, 5, 20 de bani. Nu, așa am învățat. Dar atunci așa se juca. Și la Craiova, echipa mare. Era Lucică Stâmbeanu, Purcaru, Cami a învățat și Cami l-a costat bani foarte mult până a învățat. Când a venit el la Stăhaia la Craiova. Eu știam că fotbaliștii în general joacă Remi. Și Remi se juca, sigur. Pe urmă, când a trecut timpul, nu se mai juca poker. Adică, de exemplu, când jucam la Steaua, nu se mai juca poker. Se juca... Trecuse pe Remi. Se juca Remi și la noi era un grup care jucau Remi, nu jucau foarte mulți. Și asta e cu jocurile. S-a dus vestea, eu antrenând la cel mai înalt nivel, sigur că... Da, deci penalti jucător bun. Penalti era jucător bun, nu cum exagerează Corleone. Un jucător bun, cerebral, care să joci poker, să fii bun, trebuie să ai... Da, trebuie să fii inteligent. Trebuie să fii și inteligent și să ai un... Spirit de observație. Un act de nebunie. Penalti nu prea risca, juca la siguranță, dar nu era el cel mai bun. Spune, acum mai joci? Nu, n-am mai jucat de foarte mulți ani un joc de noroc. Mergeam la casino, îmi plăcea la casino foarte mult, jucam ruletă la casino, nu jucam altceva, dar cred că n-am mai jucat de cel puțin 10-15 ani, nici privat, n-am mai jucat deloc de mulți ani, niciun joc n-am mai jucat. Și chiar mă gândesc că chiar am îmbătrânit, dacă nu mai mă trage iața, nu mai îmi place, adică eu aș vrea să mai joc un... Dar nu. Bine, astea sunt în general jocuri de tinerețe, atunci ești nebun. Cu vremea... Păi nu, de exemplu Dragomir, Corleone mai joacă câte o tablă, câte eu nu mai închep nici de tablă să joc. Bine, tablă e joc de intelectuale, adică... Tablă, joc de intelectual, da. Sigur. Bineînțeles. Auzi, Miții, cum era? Că există iarăși așa o legendă la Scornicești. Era așa, cum să spun, tot ce vrei primeai era raiul pe pământ? Da, nu era chiar așa. Scornicești atunci era o comună propice performanței fotbalului. Adică erau 10 blocuri,
între care unul al echipei de fotbal. Acolo stăteam, locuiam, cantonament, masă și jucam fotbal. Altceva nu aveai ce face la Scornicești. Da, eu ține cont că am făcut 4 ani jumate navetă Scornicești-Craiova. Locuiam în Craiova. Și 4 ani și ceva de zile, până a venit la Steaua, am făcut această navetă. Deci, nu era nimic ieșit din comun. Adică tu n-ai stat în Scornicești, practic. Nu stăteam, dar îți imaginezi că, de exemplu, cu Halagian, stăteam 3 zile în cantonament. Adică Halagian era într-o săptămână... Adeptul cantonamentului. El vrea să ne știe cu el acolo. Da? Și mare antrenor, foarte mare antrenor. Aud pe unii spunând că, domne, focul la ei... Da, da, adică ironii, dar asta ieftină. Da, ieftină, da. Mare antrenor. A scos Argeșul campion din nimic, adică nu te spune. Exact, exact. Nu era Argeșul cea mai bună echipă din România. Da. Păi, știm cum, ce s-a întâmplat ultima etapă, nu? La Dinamo. Da, da. Dar l-aveau pe Dobrin. I-a bătut Dobrin singur. Sigur că da. Și aveau tineri formidabili, că crescuți la Pitești. Adică Cristian, Telu Stancu, Bărbulescu, Radu Doi, exact. Jucători extraordinari, da. Spune-mi, ai jucat alături de mulți jucători, ai văzut mulți jucători, Dobrin, sculă de fotbalist. Fantastic. Adică dacă e să fie la impresia artistică și cel mai bun tehnician, el era pe departe, nu se compara nimeni cu el. Absolut nimeni. Eu cred că dacă Dobrin mergea la Real Madrid, putea să cucerească și trofeul de cel mai bun jucător pe planetă. Adică ce făcea omul ăsta cu mingea, incredibil, incredibil. Da, deci după ce au câștigat campionatul în acel an cu Dinamo, 72. Da. Și Halagian și Ianovski m-au adus de la Târgu Jiu, că asta se povesteam că am venit de la Târgu Jiu, am făcut pregătirea cu ei, am stat în cantonament la Sinaia 2 săptămâni, am mers în Bulgaria, am stat turneul de pregătire, am avut câteva meciuri la Pitești. Deci au vrut să mă transfere, din păcate nu s-au înțeles cu cei la Târgu Jiu și m-am întors la Târgu Jiu. Bine, dacă mai rămâneam, probabil se înțelegeau. E, atunci am jucat cu Dobrin, l-am mai prins o dată și la Craiova, a venit și la Craiova, a făcut pregătire și eram da, și eu... Da, știu că a vrut Adrian Păunescu. Exact. Să-l aducă... Deci am stat cu Dobrin așa vreo 2-3 luni. Fiecare antrenament am și jucat cu el. Și contra lui am jucat. Se zicea că era ca un consumator, era? Nu mi se părea. Probabil... Era boem, mai viață. Bine, mai mult vorba așa, decât da. Așa era viața atunci. Știi că eu am prins... Sigur. Eu am prins când eram la Craiova, când eram la tineret, se făceau 3 antrenamente pe săptămână. Deci, și așa se derulau lucrurile. Jucai fotbal, avea echipa mare joc, după amiază la 5, mergeau la restaurant, jucătorii primeau 3 baterii de vin de la masa cu tare. Asta era... Da, sigur. Da, asta era mersul lucrurilor atunci. Bun, ce ajungem la Steaua? Cu care... Ați luat 5 campionate la rând, a fost epoca de glorie. 85, 86, 87, 88, 89, Liga, Cupa Campionilor și Supercupa Europei. Exact. Atmosferă extraordinară. E toată discuția asta. Cine a făcut echipa aia? Halagian sau Ienei sau Alexandrescu? Nu, sau... Echipa, clar, a făcut-o Ienei cu Alexandrescu. Deci, în mare parte... Toți acei jucători care au făcut parte din acea mare echipă au venit pe vremea lor. Când a venit Halagian, l-a adus, se spunea, fac o paranteză, spunea că pe mine m-a adus Halagian. Nu m-a adus Halagian, eram cu el la Scornicești, din potrivă, el, după un an a venit și el. A tras el de mine să nu plec. N-a vrut să lase, nu? N-a vrut să mă lase, da, să plec. Bă, rămâi aici, te uiți la București, e altă viață aici, ce liniște. În sfârșit, am venit la Steaua. Când a venit el, într-adevăr, l-a adus pe Bărbulescu, pe Radu Doi și pe Bioloni. 3 piese importante.
Beloni de mult vroiau să-l aducă cei la Steaua, dar Halagian... De la Târgu Mureș, nu? Da, la Târgu Mureș. Halagian s-a întâlnit cu el la, la Brașov și l-a convins să, să vină, fiindcă astea mi-a povestit loții, dar fi faptul că am stat cu el în cameră atâția ani și mi-a spus, bă, au încercat cei la Steaua mulți ani să mă ia, dar acum Halagian m-a convins, dar și eu îmi doream să, să vin la, la Steaua. Deci ca, cam astea sunt... Piți echipă mare, Steaua aia? Echipă fantastică. Adică vom mai avea... E posibil vreodată? Imposibil, imposibil. Bine, nu spui niciodată, niciodată, nu? S-ar putea, știu eu, s-ar putea, dar în condițiile de astăzi e aproape imposibil să poți să formezi un grup de jucători și, atenție, numai români, adică nu existau străini, să poți să formezi în România la un club un nucleu de jucători care să poți să, să, poți să te duci cu ei câțiva ani. Adică să lupți cu Bayern și cu Real Madrid. Nu să lupți, dar nu poți să ții acei jucători. După cum vezi acum, cum apare un puș de 15 ani, 16 ani, deja e adjudecat, cumpărat de... Gigi tot speră să câștige Champions League odată și odată. Niciodată. Păi cum să câștigi Champions League? Vânzându-l pe Moruțan și pe... alți jucători imediat la prima strigare. Nu. O pe Man. Pe Man, da. Trebuie să-i ții acei jucători 4-5 ani, să mai cumperi și câțiva jucători străini de valoare, care să le dai salariu, eu știu, 800, 1 milion, 1 milion 200 pe an, ca să faci o echipă să, să poți să pătrunzi în grupele și ligii. Cine era șeful echipei alea? Era o echipă de valori, o echipă unită? Nu, dar... era o echipă unită, iar un mare rol l-a avut domnul Valentin. În momentul când avem domnul Valentin, ne-a dat nouă o încredere formidabilă, fiindcă știți că noi ne luptam cu Dinamo. Da, da. Adică se vorbește foarte mult că, domne, Steaua, că era susținută de familia Ceaușescu, nu era adevărat. Nu ne susținea nicio familie a lui Ceaușescu. Când a venit Valentin, s-au mai schimbat puțin lucrurile, fiindcă Dinamo, tot ce făceau ei, încă ăștia erau acolo ei. Acolo era aveau, Postenicu și Nuță. Aveau putere fantastică, adică au început puțin așa să le mai fie, să le mai fie teamă, dar nu puteai să-i oprești pe cei la Dinamo să facă ce, având puterea asta, iar noi jucam fotbal, atât. Noi doar jucam fotbal. Iar Valentin era de o probitate morală care niciodată să gândească cineva că el ce s-a întâmplat la acel meci de cupă, știu că în săptămâna premergătoare acelei finale era foarte supărat și el mai vorbea cu Loții, cu Tudorel, cu mine și ne spunea, domne, nu se poate, domne, le-am spus, domne, să pună un arbitru care n-are de-a face cu Dinamo, care... ei au pus un arbitru, niște arbitri care erau angajați pe la Dinamo și el, asta era foarte supărat, a văzut când, ceea ce s-a întâmplat și de gura lui Vadim Tudor, care era pe acolo și țipa să scoată echipa. El fiind stelist, Vadim. Da, a făcut această greșeală, fiindcă până la urmă a fost o greșeală. Chiar dacă nu s-a acordat golul, trebuia să jucăm în continuare și să pierdeam cupa, nu era un cap de țară. De pe teren la... Da, exact. Indicația lui, exact, al Valentin. Exact, indicația lui. Și venind el, ne-a dat acea încredere, care mi-am dat seama pe parcursul carierei mele ce înseamnă acel factor psihic. Încă el când ne spunea nouă că voi puteți bate Real Madrid, Barcelona, Internaționale, Milano și ce echipe mai erau atunci, noi cam în spate vorbeam între noi, băi, ce are domnul Valentin? De balivernează, ce? Nu ne venea să credem, dar uite că ce ne-a spus el, așa s-a întâmplat. Da, și... am ajuns să jucăm în Spania cu Barcelona și să câștigăm. Asta spune totul. A avut perfectă dreptate. V-ați așteptat să câștigați atunci? Îți imaginezi? Am jucat cu Anderlecht, am bătut cu 3-0, ne-am calificat și așteptam Barcelona-Göteborg. Göteborg, știm, câștigaseră cu 3-0 meciul tur. Și eram toți
toată echipa la masă împreună cu domnul Valentin și ne ținea la curent, că atunci nu era informația cum e acum, afli, ai telefon și ne spunea, conduce Barcelona 1-0, conduce Barcelona 2-0. Vorbeam, gata, ne-am curățat, să vezi că o să câștige Barcelona. Se duc și știa că se joacă în Spania. Se joacă în Spania, era vorba de Barcelona. În sfârșit, când a aflat că a bătut 4-0, am zis, gata. E mai greu să mai ne facem vise, planuri și așa mai departe. Dar ne-am făcut și am câștigat până la urmă. De ce? Fiindcă acea echipă era extrem de valoroasă. Și spun ceva, Ovidiu. Am urmărit de când sunt echipe mari și au fost echipe fantastice. Barcelona, la început, cu Guardiola, un fotbal total. Însă nicio echipă n-a avut jocul stelei. Încă jocul stelei atunci se derula extrem, extrem de rapid. Noi țineam mingea în posesie, dar ajungeam în câteva secunde, ajungeam la finalizare. Bine, n-am mai văzut o echipă de genul ăsta. Să joace din prima și rapid și perpendicular pe poartă. Aveam o echipă formidabilă. Dacă iei fiecare jucător în parte... Da, da, așa este. Exact așa s-a întâmplat. Bun. Vă așteptați să apară și Iordănescu ca jucător în finală la Sevilla? Păi ne așteptam, că mai făceam Caterin, că tu știi, atunci noi eram vreo 16 jucători marșilați. Deci 3 ani de zile la Steaua a fost un lot de 16 jucători. Când se mai accidenta unul, intra Iordănescu. Da, bine, nici nu era nebunia de azi, da, cu multe meciuri. Da, bine, intra Iordănescu, fiindcă antrenamentele noastre cam așa se derulau. Tot timpul exista un joc pe jumate de teren, numai dintr-o atingere. Și când era un jucător accidentat, noi eram impari, intra Iordănescu și juca. Dar n-ai bine, juca. Adică Iordănescu a fost și el un jucător formidabil. Spune-mi, Piții, Iordănescu mai mare jucător decât antrenor sau invers? Ce bună întrebare, să știi, mi-ai pus o întrebare. El a obținut niște rezultate extraordinare cu Steaua. Ca antrenor, vorbești. Da. Și cu Națională. Și cu Națională. Și cu Steaua, am zis și cu Steaua. Da, noi vorbim de echipa națională, nu? Nu știu ce să zic, dar ca jucător a fost formidabil. Mie cel puțin îmi plăcea foarte mult. Plăcea foarte mult. Bun, dacă stai să te gândești, parcă a avut rezultate mai mari ca antrenor decât ca jucător, dar era un jucător formidabil. Da, Ienei, Piții, că nu putem trece peste Ienei, care totuși a fost... Ienei cel mai mare antrenor român, indiferent că îl compar cu Piștikovaci, cu Lucescu, care și el la fel un antrenor mare, a reușit această extraordinară performanță să câștige Liga Campionilor cu o echipă formată numai din jucători români. Asta spune totul. Da, mai mult. Lumea când zice asta, că s-a câștigat Liga Campion, Cupa Campion, uită acest amănunt foarte important. Numai cu jucători români. Numai cu jucători români. Pentru că am văzut meciuri, vorba aia, echipe englezești cu un englez, da, franțuzești cu doi. Se adică vorbește... globalizarea face performanță. Exact, exact. Se vorbește, domnule, n-au fost echipele din Anglia. Nu e competiția atât de grea ca acum. Stați-vă puțin. Atunci jucau numai campioanele. Sigur. Și mai auzeam că cu Sisi Lahti, pe cine ați bătut voi, mă? Bă, cu Sisi Lahti a eliminat campioana Iugoslaviei. Ce era Iugoslavia atunci? Da, da. Ce era Iugoslavia? Era... Ce jucători aveau și cât era Iugoslavia de mare? Echipa campioana Rusiei, la fel. Ce... Era o echipă bună. Aveau vreo 2 englezi sau 3 englezi în echipă. Deci, fotbalul rămâne fotbal și performanța rămâne performanță. În momentul când reușești o performanță, sigur că se găsesc mulți care găsesc motive și așa mai departe. Adversari mai mulți. Da. Însă performanța obținută de noi atunci... Deci, după părerea ta, cel mai mare antrenor român din istorie este Ienei. Da, datorită acestei performanțe. Da, el este. Bun, hai să mergem mai departe. Zi-mi,
succes mare la club, la echipa națională, ca jucător, mai puține meciuri, numai 13. Cum s-a explicat faptul că golgheter în campionat, la națională, mai puțin folosit? E vorba numai despre mine? Marele Oblemenco, care a fost idolul meu, fiindcă stând în Craiova, normal, fiind copil, cine era idolul nostru? Și fiind și atacant. Adică... Și fiind și atacant, exact. N-a prins un minut la echipa națională. Și a fost golgheter, cred că de vreo 3 ori. Nu știu de câte ori a fost golgheter. Bun, eu am făcut parte în această mare echipă. Am numai 13 jocuri la echipa națională, dintre care 13, cred că vreo 4-5 ca titular. Am 6 goluri înscrise, foarte puțin. Foarte puțin, prin prisma faptului că am jucat la Steaua, campionate câștigate, Cupa Campionilor. Eu cred că motivul principal a fost antrenorul care era la... selecționerul care era la echipa națională. Și în general atunci mulți ani a fost Lucescu. Iar Lucescu mergea pe jucătorii în care avea el încredere. Alu Dinamo, în principal. Alu Dinamo, cei de la Corvinul și așa mai departe, la Craiova. El probabil nu agrea jucătorii la Steaua. A avut o rezervă. A avut o rezervă și jucătorii de la Steaua aveau o anumită față rezervă de el, față de el. Și atunci el a mers pe jucătorii în care a avut el încredere. Eu am debutat cu Lucescu la echipa națională, el fiind antrenor. Așa vedea el lucrurile. Deci eu nu-l condamn. Nu... Auzi, ți-i dau... Scuză-mă puțin, țin minte un mare meci al echipei naționale, unul dintre cele mai bune, a fost în Ghencea cu Spania, dacă mai ții tu minte, când am jucat 9 jucători de la Steaua, plus Mișa Klein și Mateus de la Dinamo. La un moment dat conduceam echipa Spaniei, și atenție, echipa Spaniei cu Camacho, cu Michel, cu Bucaghe. Ce era, 3-1 ăla? Da, exact. A, exact, 3-1. Da. Dar Mircea Lucescu a mers pe mâna jucătorilor lui și din păcate a pierdut, fiindcă, bun, a și câștigat, fiindcă s-a calificat la un turneu final, 84. Cel din Franța, da, dar a pierdut calificarea la campionatul mondial, când a mers pe mâna unor jucători în meciul cu Irlanda de Nord și am pierdut calificarea. Da, da, e corect ce spui. Sigur, exista, după cum antrenorii crescuți de Steaua nu s-au omorât după jucătorii lui Dinamo, nici Lucescu, da. Lucescu... Probabil, asta consider, fiind și eu mulți ani selecționer, că asta e o mare greșeală. O mare greșeală. Da, sentimental te... Sentimental, da. Dar, eu, de exemplu, fiind selecționer, niciodată nu m-am gândit la acel jucător. De la ce club vine? Niciodată, niciodată, fiindcă... Interesul meu, interesul echipei naționale era să câștigăm. Punctul meu de vedere, da. Și eu la fel, în jucătorii care am încredere, pe aceia îi convoc și cu aceia joc. Acum depinde și de valoarea ta ca să selecționezi. Da, pentru că te legi vrând nevrând de niște jucători. Ori el îi adusese pe aia de la Corvinu. Exact, exact. Deci era normal să... Exact, da. Bun, am ajuns la Pițurcă selecționer în 3 rânduri. Care dintre cele 3 mandate ți-a fost mai drag, să zic așa? Mai drag? Păi, cred că primul mandat mi-a fost mai drag, fiindcă am fost... Calificarea la Euro 2000. Calificarea la... Nu, dacă e să luăm care calificare a fost cea mai importantă pentru mine, a fost... 2008. 2008, da. Fiindcă gândește-te că am plecat la echipa națională, m-a schimbat Mircea Sandu, că au fost niște lucruri între mine și între Gică Hagi și el a mers pe mâna lui Gică Hagi, fiindcă... Dar ce a fost atunci? Nimic deosebit n-a fost. Adică din ce v-ați luat, ca să zic așa? Gică Hagi s-a supărat de o declarație de-a mea vis-a-vis de prima de joc, care urmea să o primească fiecare jucător după acea calificare. Așa. El știți că se retrăsese, n-a jucat câteva meciuri și eu, ca atmosfera în lot, fiindcă erau discuții
aripa asta mai tânără vis-a-vis de bani, că, domne, în sfârșit nu vreau să mai, să mai revin, am spus ceva de maniera că Gică Hagi nu va primi întreaga supă și el s-a supărat pentru asta. S-a supărat foarte tare încât nu mai dorea să vină, probabil. Dar eu nu-l consider pe Gică Hagi vinovat. L-a determinat pe Mircea Sandu să... Da, l-a determinat pe Mircea Sandu, care sigur că a stat în jur de 3 săptămâni, o lună, în discuții cu mine, să merg să discut cu ei la Istanbul, cu el și exact, Saliasu la Galatasaray. Da, n-am vrut să fac lucrul ăsta. Și atunci ne-am despărțit. Dar pentru mine cea mai importantă calificare a fost cea din 2008, care am fost schimbat atunci. Echipa națională s-a mai calificat în jur de 6 ani de zile. Am revenit de la echipa națională, am fost la Steaua atunci, mulți ani, și FCSB, cred. Și am revenit la echipa națională și știți că într-o grupă cu Olanda am reușit să ne calificăm după primul loc, iar Olanda avea atunci o echipă. Da. Dar apropo de Olanda aia din Elveția, deci după meci-ul cu... Era aceeași echipă, da, care o întâlnise meci-ul în grupă. Cu Italia, meci-ul cu Franța, ne-a bătut Olanda 2-0 într-un meci decisiv, să zic așa. Exact. Decisiv pentru noi. Da. S-a zis că, dom'le, ar fi vrut să ne lase Olanda. Că s-a dat deoparte, că hai și că noi n-am fost în stare. Mi-aduc aminte perfect conjunctura. Aici a plecat de la voi, din mass media, chestia asta. Anumiți, știți că eu am avut o luptă cu mass media, adică ani de zile m-am lovit de această mare problemă pe care am avut-o, dar n-am cedat niciodată și nu știu dacă am făcut bine sau nu, fiindcă eu nu sunt un diplomat. Da, asta vroiam eu să te întreb. Nu sunt un diplomat, nu sunt Mircea Lucescu sau nu. Eu văd lucrurile simplu, drept. Și dacă eu cred că e așa, este așa. Îți spun ceva, Piții, atunci dacă te-ai fi dus, l-ai fi ascultat pe Mircea Sandu și te-ai fi dus la Istanbul, sigur ajungeai la un modus vivendi cu cei doi și rămâneai la națională. Tu n-ai vrut să te duci. N-am vrut, adică e orgoliul ăla de Oltean, așa? Nu e vorba de orgolul de Oltean, e vorba de a avea personalitate și de a fi antrenor pe mâna ta. Eu puteam să-mi permit, chiar fiind el Hagi, care... Dacă aș fi avut eu vreo vină, cu siguranță că aș fi vorbit cu el. Dar să te legi de o chestie de genul ăsta, iar încă o dată eu îl consider vinovat pe Mircea Sandu. Și Mircea Sandu era întrebat, i-am văzut niciodată, nu i-am spus lucrul ăsta, care a fost cea mai mare greșeală. Cea mai mare greșeală a lui aia a fost. Adică a privat echipa națională după ce am plecat eu, vreo două, bine, nu știu dacă aș fi rămas eu, dacă... aș fi calificat echipa. Dar echipa nu s-a mai calificat. El a făcut o greșeală. Atunci care mi-a recunoscut-o, că și Gică Hagi, și Gică Popescu au mai jucat 6 luni la echipa națională, s-au retras după turneul final din... Echipa națională nu s-a mai calificat. Eu am revenit la echipa națională. Să știți că n-am revenit așa ușor. Și am reușit. Ai plecat iarăși tu. Da, și pe urmă am plecat după acel turneu final în care și Mircea Sandu a intrat în jocul vostru, era până China. Nu, eu am fost de data aia surprinzător de partea ta. Am zis, băi, asemenea rezultate trebuie lăudate, nici de cum criticate. Da, exact. Că nu ne mai întâlnim noi egal cu campioana lumii și campioana Europei decât foarte rar, să exact, zic așa. Exact. Și atenție, meciul cu Italia, campioana lumii la acea oră, știți că am avut 1-0, am fost egalați. Am ratat acel penalti. Nu mai acel penalti, am mai avut vreo 2-3 ocazii, bar de tot. Și Bănel Nicolița, am jucat la egal cu Italia. Însă eu am știut în momentul când nu am câștigat cu Italia, că ne va fi foarte greu cu Olanda și un al treilea meci să jucăm la același nivel, la aceeași intensitate. Nu suntem nici acum în stare. Da, noi nu puteam schimba, eu nu puteam să schimb din jucători. Ea, dacă am fi câștigat cu Italia și era ultimul joc cu Olanda, cu siguranță că aș fi băgat băieții care n-ar fi jucat. Lumea a rămas cu această impresie că, dom'le, Olanda
Ne-a cam invitat să o batem. Olanda, dacă putea care... ne dea 10, 10 ne dea. L-am pus pe Adrian Mutu și a vorbit cu un coleg de-al lui care era la Chelsea sau care jucase la Chelsea și i-a zis, bă, la fel sunteți de concentrați cu noi. I-a spus, Adrian, dacă putem 10, vă dăm. Deci să nu te gândești la... Că noi am zis, domnule, vreți să califice Italia sau Franța, care veți avea probleme. Ce ne interesează pe noi? Noi i-am bătut pe ăștia de aia, i-am rupt. Ce ne interesează dacă se califică Italia sau Franța, ne-e egal, sau România. Și... Da, când se făceau calcule că ar fi interes pentru ei să meargă o echipă mai slabă. Da. Era totalmente greșit. Nu. Asta s-a întâmplat. Cu Hagi s-au îndreptat raporturile după aia sau ați rămas cu o răceală așa? No, a fost o răceală câtva timp și ne-am împăcat. Asta era culmea. Nu. Gică Hagi mi-a fost coleg la Steaua. Când el era un puști, a venit de tânăr la Steaua. L-am avut și jucător ca la echipa națională, un jucător fantastic. Nu avea rost. Avea și el o vârstă, s-a simțit lezat, probabil. Dar a greșit făcând asta și eu cred că s-a căit în timp. Că i-a părut rău pe parcurs. Normal. Bun, hai că am ajuns către final. O să te rog să-mi promiți că vii și la emisiunea cu numărul 200, ca să o bifez eu de acum. Ovidiu, dacă suntem sănătoși și... Vin. Să dea Dumnezeu să fim. Te mai întreb ceva. Mircea Sandu, un președinte bun? Una peste alta? Da, foarte bun. Foarte bun președinte. Eu am avut o relație profesională cu Mircea Sandu. Să nu credeți că aveam o relație formidabilă. Nu. Eu aveam adică în afara stilul meu. Muncii, nu. Nu, absolut. Nu. Eu cu Mircea Sandu, de exemplu, când mergeam în deplasări, când coboram din avion, ne vedeam când plecam cu avionul. Am avut probleme și între noi nu ne-am vorbit mult timp. Era o situație tensionată, fiindcă și el era dificil, mai ales dacă nu câștigam. Și eu eram dificil. Și așa mai departe. Dar ca și președinte, excepțional. Excepțional. Își făcea treaba la milimetru. Burleanu? Doamne, cu Burleanu am... lucrat jumătate de an sau poate mai mult, a fost în regulă, foarte bine, cu toate că el anunțase cu surle și trâmbițe că mă va schimba, da, da. Când va veni, el probabil credea că dacă anunță chestia asta va fi, eu știu... Dacă se rupe complet de trecut, ca să da, zic așa. Da, se rupe adică complet de trecut. Oamenii lui Mircea Sandu. El probabil avea și altă impresie despre mine, fiindcă eu eram în mass media caracterizat cu totul și cu totul în altfel decât sunt eu. Și probabil cine știe ce credea. Cât am lucrat cu el a fost în regulă, rezultatele au fost excelente. Și dacă mi-ar fi mărit salariul cât am dorit eu atunci, și au vrut să mi-l mărească, fiindcă eu am vrut, la un moment dat, jucătorii au aflat că plec, au venit la mine, mai ales după meciul cu Finlanda jucat, și mă înduiseră, aș fi rămas la echipa națională în continuare, dar azi, domnule, îmi face salariul 50.000 de euro pe lună, nu știu cât aveam atunci, 35.000, 40.000. Și mi-a spus, da, domnule, ți-l facem numai, dar numai dacă ești pe primul loc, dacă câștigi grupa. Și echipa după locul 2, ceea ce s-a și întâmplat, stați, bă, fraților, cum adică? Voi vreți să ne calificăm sau vreți locul 1 în grupă? În sfârșit. Și asta, probabil, aș fi rămas. Și atunci, practic, ai plecat din cauza salariului. Nu, am plecat din cauza salariului. Eu am vrut să am plecat... Exact cum am declarat atunci, Ovidiu, din cauza voastră, a mass mediei. Fiindcă nu este ușor să ai o luptă cu voi. O parte din voi, nu, da, da, nu toate. Adică ajunsese la un moment dat... titlu, du-te învârtindu-te. Aia tu ai scris, da, da. Asta când am plecat sau nu știu.
Nu, după cearta cu Hagi atunci. După cearta cu Hagi, că da. Noi ne-am poziționat presa de partea jucătorilor. Exact. Vedeți, ați greșit. Fiindcă și echipa națională nu s-a mai calificat 6 ani de zile, după 8 ani de zile a revenit la prima cu mine la timon. Ce ziceam, într-adevăr, așa este. Așa este. A fost o greșeală din partea voastră că a susținut jucătorii, chiar fiind vorba de Hagi și știind că se va retrage, dar în sfârșit, asta a fost situația, nu mai putem face nimic acum. Bun, am ajuns la final, îți mulțumesc, Piții. Domnilor și domnilor, ați rezistat 100 de emisiuni, vă invit să mai rezistați alte 100 și după aia mai vorbim noi. Încheiem rugându-l pe Pițurcă dacă are ceva de spus, fără să fie provocat, fără întrebări, fără... Da, nimic deosebit. Nu am decât să urez tuturor românilor sănătate multă. Restul, da, sănătate, mai ales în vremurile astea de pandemie. Vremurile astea de pandemie, exact. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, ne revedem săptămâna viitoare. Vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine. Joacă și simte magia super fotbalului. Superbox. Împreună suntem super.